Film în sat, eveniment unic și autentic care aduce locuitorii din mediul rural mai aproape de cultura și arta contemporană, revine cu cea de-a doua ediție la Peștișani, în locul natal al lui Brâncuș, între 1-6 august. Filme românești și moldovenești, spectacole de teatru, concerte live și ateliere de creație se regăsesc în programul festivalului inițiat de actorul Cuzin Toma, care și-a propus să contribuie la dezvoltarea creativității tinerilor și adulților din mediul rural prin artă. În selecția de filme a festivalului realizată de criticul de film Irina Margareta Nistor se regăsesc comedii de succes precum Ramon, Ghinionistul și Nunta Mută, Boss, recentul thriller noir al regizorului Bogdan Mirică, precum și Carbon, cel mai de succes film moldovenesc, care a avut premiera la TIFF 2023. Programul filmelor este completat de o selecție de scurtmetraje românești. Horațiu Mălăele, unul dintre invitații speciale ai festivalului, va prezenta la Film în Sat one-man show-ul Sunt un orb, care va purta publicul prin operele marilor poeți Marin Sorescu, George Topârceanu, Nichita Stănescu, Emil Brumaru și mulți alții, în timp ce, Doamne ferește, spectacolul semnat de Lia Bugnar aduce în fața publicului de la Peștișani actori remarcabili precum Cuzin Toma, Liliana Pană, Marin Grigore, Oana Pușcatu și Irina Rădulescu. Din programul festivalului nu lipsesc nici concertele. Trupe de succes precum Subcarpați și artiști apreciați pentru autenticitatea muzicilor ca Mihai Mărginanu and Band și Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase vin în fața publicului din Peștișani.